Dacă o ședință este legată constituită, din 13 consilieri în funcție, 12 prezenți, domnul Dragu are o zi de rezolvare și numai probleme, deci este legată constituită. Supun acum proces verbal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Da. Domnul primar, am să dau cuvântul să prezint ordinea de zi. Bună ziua, în primul rând. Iată cum ne aflăm la sfârșitul lunii iulie. Dacă se poate și ziua de azi, nu avea ședință luna. Așa că trebuie. Ia și ce chiar necesită această ședință. Sunt puncte importante. Primul punct pe ordine de zi este alegerea președintului ședință. Vă rog frumos să faceți propuneri. Da, doamna. Propun pe domnul Cicăzărnescu. Da, ce care nu a mai fost. Deci, vreau să puteți refuza, dar... Nu tot nu propune, că există și altă propunere. Mai există și altă propunere? Nu mai există. Așa că domnul Dăsă... Spune mai mult. Domnul Dăsă. Domnul Dăsă. Nu știu, am făcut administrație publică, pararea ordinii și instituția drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre prin proiectul de hotărâre privind alegerea de ședință, în conformitate cu prevederea articolului 125, articolul 136, aliniatul 6 și aliniatul 7 din ordonanța de urgență, numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Și dumneavoastră care puneți? Că trebuie aleasă variante. Da. Haideți. Cine spune și cum spuneți. Eu sunt pentru... Comisia, comisia. Comisia, doamna, sunteți pentru? Domnul Fane? Da? Bine, semnăm. Deci președinte, ședință pe trei luni, da? Da. Ok. Ceea ce mai departe. Mulțumesc pentru încrederea acordată de a fi ales președintele ședinței și vă asigur să conduc lucrările ședinței noastre în conformitate cu normele legale. Dau cuvântul domnului primar pentru înainte de a da citirii proiectului cu ordinea de zi, aș dori să discutăm în discuție cu acordul dumneavoastră o solicitare făcută de Asociația Sportivă Viitorul Curița. Domnule primar, subsemnatul Dus Adrian, reprezentant al Asociației Sportive Viitorul Curița, prin prezentat vă solicităm aprobarea concesionării pe o durată de 49 de ani a unei suprafețe de 7575 metri pătrați din terenul aflat în proprietatea Comunei Cașin și administrat de Consiliul Local Cașin, aferent școlii Curița. Terenul solicitat spre concesionare se află situat în satul Curița, Comuna Cașin, județul Bacău, învecinat cu drumul comunal 127, în curtea fostei școli din satul Curița, care în prezent are activitatea școlară suspendată. Menționez că solicită concesionarea acestui teren în vederea realizării unor investiții pe terenul de sport, întrucât trece viitorul Curița, club aflat în Liga 4, se luptă de câțiva ani pentru promovare, dar nu are teren propriu de sport. Totodată, clubul nostru are scrise în competițiile sportive organizate de AJP Bacău, echipe la categoriile U11 și U15. Investițiile ce urmează a fi efectuate vor fi suportate fix de către Asociația Sportivă, dar vor fi puse la dispoziția instituțiilor școlare de comuna voastră, gratuit, ori de câte ori va fi nevoie. Vă rog să luați în considerație cererea noastră și să-mi dați un răspuns favorabil cât mai curând. Aici, mari m-au prezentat ca un fel de memoriu. Domnule primar, după cum știți, cu 4 ani în urmă, satul Curița s-a născut echipat de fotbal Viitorul Curița. Născută din dorința de a combate vicile prezidentului, când telefoanele, tabletele și calculatoarele au adus copiii în prag de handicap, de a reuși să-i scoatem pe aceștia din această zonă, cu un motiv dragor, am invitat această echipă devenită mai nou cu sportiv. La acest moment avem 3 echipe de diferite vârste, juniori cu 11, juniori cu 15 și seniori. Toate cele 3 echipe fiind la secțiunea fotbal. Menționăm că la echipele de juniori pot activa și fete, iar de dovadă la echipa de juniori cu 15 activează 3 reprezentante ale sectului frumos.
Dacă nu știți, în primul an de activitate la echipa de seniori am terminat pe locul 9, iar în anul 2 de activitate am reușit să câștigăm seria din Bacău, ceea ce ne oferi dreptul să susținem încurajul promovare pe care, din păcate, l-am pierdut în fața echipei Darabani din Botoșani. De asemenea, timp de 3 ani la rând, anul 2017, anul 2018, anul 2019, am câștigat și Cupa României pe județul Bacău, calificându-ne în faza pe țară. După 4 ani de activitate, dorința noastră este de a încerca promovarea Liga 3-a și a face pasul către o ligă semi-profesionistă. Însă pentru a reuși promovarea, dar și pentru a atrage copiii către sport, suntem obligați să le oferim minime condiții și aici ne referim la vestiare, ținând cont că sunt și reprezentanți ale sediului jumos în echipă, dotate cu căldură, apă curentă și dușuri, pentru a le putea pregăti și în sezonul rece, dar și o suprafață de joc bine întreținută și iluminată, deoarece parte din antrenamente se efectuează seara târziu. Aceste investiții vor fi făcute de către clubul sportiv din Corocurița. În acest moment, echipele de juniori își desfășoară jocurile pe acest teren, însă echipa de seniori a jucat pe diferite terenuri din Ornești, Târgu Ocna, deoarece stadionul din Curța nu oferă condiții necesare organizării meciurilor de Liga 4. Dar cum pentru performanță e nevoie de oameni de caracter și din fericire am reușit să atragem lângă noi acest tip de persoane, dar și de condiții venim cu rugămintea de a ne ajuta să creștem sănătos viitoarele generații și să ne ajuta să schimbăm în bine și în frumos o parte din lume. Vă mulțumim și așteptăm răspuns cât mai urgent posibil de la dumneavoastră. Asta este solicitarea Asociației Sportive Viitorul Curița, acolo un memoriu justificativ, zic eu. Rămâne la aprecierea dumneavoastră, dacă în următoarea ședință vom băga ordinea de zi acest cerere, să inițiez un proiect pentru concesionar. După, știți că avem o experiență vis-a-vis de aceste chestiuni, cei mai vechi despre consilier, când am renovat școala Curița, știți că am dat o parte din școală destinată dispensar. Pentru asta a primit avizul și pe proiectul județean și Ministerul Sănătății. Atunci avem noi la primit 4 ani. Deci dacă se va aproba în postul local, trebuie trimis mai departe la Ministerul Educației pentru aviz. Dacă ei vor da avizul, vor face demersul mai departe pentru concesiunii de citație cu conform legii, dacă nu, va rămâne la stadiul de hotărâre, după și local și atât. Fiindcă fără avizul Ministerului Sănătății, Ministerul Educației nu se poate concesiona sau schimba destinația. E domnul Fuzulache de față, dacă vrea să susțină solicitarea, dăm cuvântul și dânsului, apoi dumneavoastră vă rog în, nu știu, câteva minute să decideți dacă la ședința următoare vă prinde cu ordinea de zi această solicitare. Domnul Fuzulache. Bună ziua. Cred că memoriul spune destul de clar ceea ce ne dorim noi. Vrem să facem anumite investiții pentru a asigura condiții minim, condiții minim decențe pentru anul 2019, pentru că nu există apă curentă, nu există vestiar, ne schimbăm afară la umbra copacilor. Și totuși sunt băieți care vin chiar și din Bacău, Onești, în alte localități de microfi și nu putem să-i ținem în dezbrace când deschis. Echipa nu, chiar dacă mulți dintre cărcotași spun că echipa este a mea, nu este a mea, este a satului, este a tuturor celor care vin în joc, tuturor celor care face fotbal. Eu nu am nicio calitate în club, ci doar sponsor și cheltui bani cu acest club. Putem fi împotriv, putem fi pro, intenția este bună. Dacă și dumneavoastră definiți echipii bune, cred eu că nu ar să avea nimic împotriv. Cum spuneam în cerere, tot ceea ce se fac, toate investițiile care se fac acolo vor fi puse la dispoziția tineretului, bineînțeles, într-un cadru, într-un mod organizat, pentru că nimeni nu-și dorește să facă investiții după care se bată joc alții de ei. Cum n-am venit împotrivă să fie o perioadă mai mică decât perioada care a trecut, o 49 de ani, pot fi 10, 20, 30 de ani, dar nu poți să faci investiții pentru un an, 2, 3, 4 ani de zile. Rămân la aprecierea dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, sunt aici, trebuie să-i plăți. Asta ar însemna dacă suntem de acord.
să îngrădiți tot absolut și alți copii nu mai poate intra acolo, nu? Din sat, care ar vrea să joace și Emilie. Tocmai ce vă spuneam înainte, toate investiții vor fi puse la dispoziția celor alți copii. Terenul este deja pentru sport, este deja. Practic se îmbunătățesc condițiile de practicare a fotbalului, a sportului. De la cei mici la cei mari. Chiar dacă nu sunt în echipă, nu? Pentru toți copiii. Poate vreau să joace și ei acolo. A fost cineva pe teren și nu ne interzis cineva să joace? Nu, așa nu e nicio problemă. Am înțeles. Așa intenția și terenul școlii. Se folosește nu încă în ce condiții. Se strică și totul s-a lăsat liber. E pentru copii, la urmă ori. Dacă nu era teren sportiv, poate înțelegeam, dar dacă totul este pentru sport și de a îmbunătăți condiția, mi se pare o idee foarte bună. Mai ales că, except primăria de a cheltui atâția bani cu pentru comun. Investiții nu vor fi în grățuie, vor fi în nocturnă, o mică nocturnă și investiri, repede, nimic altceva. Să avem apă curentă, căldură și lumină, pentru că în perioada de iarnă știți bine că se pune undeva la ora 4-5, la amiază și nu poți să faci într-un moment întuneric. Nici nu poți să învoiești copiii de la muncă sau de la școală ca să vină să facă antrenament la lumina zilei. Poate să mai lucrezi, să mai... Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte, un lucru care prea bun fai. E un lucru bun, că te-ai gândit și la treaba asta, dar dacă vă aduceți aminte cei mai vechi, dar eu știe, când am făcut acea solicitare la Ministerul Învățământului privind școala, ne-a venit aviz negativ. Nu, a dat aprobare pentru funcționarea de stare un patron. Atât. Ideea așa aici, vă da aprobare, dar pe perioada mai sumă. Tot ideea de a apăca destinația, numai un pic. Fiindcă, eu zic, strategia Ministerului Educației stă în ideea că cu viitor, nu se știe, da, când va fi iar o explozie demografică, zic așa, și vor fi iar copii și să aibă locația asigurată pentru a-și efectua orele de curs în școala publică. Da. Aici este vorba de teme. Da. Dar eu aș vrea să spun și altceva în cazul în care se va primi tot acolo un aviz dintre ăsta care, să zicem, ar fi nefavorabil, să faceți o soluție aprobată pe plan local. Totuși să faceți investiția ca copiii să poată să face ca lumea, să poată să facă un duș după antrenamente, să poată să se la căldură pe fiind de iarnă, după noapte. Da, am putea specifica acolo, să spunem, dacă se reînființează școala, terenul poate fi folosit fără nicio problemă pentru elevii de mână. Nu le dați idei. Că dacă le dați idei, zicea, lăsați că se descurcă. Și zicea nu. Știți că la nivel de țară sunt multe școli abandonate, cum a fost și el la Purița, închis. Vreau că acest scos a închis în perioada guvernului Boc, școli spitale ce au schimbat ei. Iar ca precauții Ministerul Educației și-a luat, a avut această atitudine, dar nu de nu ne-a schimbat informația. Da, e cum să știe niciodată. Sunt școli care școala la Curța Dastră, dacă nu luau inițiativa atunci, în 2013, nu știu când au luat inițiativa, dar au consolidat și renovat, să știți că acum școala Curța era cum era să la sport. Că așa de notații sobri din interior, ce puse parchetul să o distrugă, cum a fost distrusul și spălat de sport, ceea de la loc, prima școală. Așa că acum noi am visit atunci, în locul dumneavoastră, acolo, școala arată, zic eu, impecabil. Nu, impecabil, atât, după orice punct de vedere, este consolidată, dar, na, eu zic că aștept propunerea dumneavoastră și oricum se va trimite la Ministerul Educației pentru aviz, prima fază. Dacă va primi avizul favorabil sau cu o perioadă de ani pus de ei, cum a pus și la licențar 4 mari, atunci viitorul curtea va fi înștiințat. Cât se pune ministerul? 4 ani, 10 ani, dacă îmi convine, ca să fac investiția. Dacă nu, nu va merge mai departe. Zic și eu. Ce spune legislația? Adică avem temeri legale mai continuu, după să facem aceste situații, având în vedere că aparține de școală, de ministerul. Nu aparține de școală. Nu aparține. Nu. Este nu. Noastră, dar... Școala este în domeniul public a comunii ca și da. Inclusiv terenul. După caz, în terenul școlii, când am intabulat, eram în 2012, n-am mai găsit cât era la școală, inițial, în 2018,
Vor avea cu 17.000 metri pătrați, acum am găsit vreo 1.200, vreo 12.000, bun. Dar, da, este legat. Dar cum aviz dublor? Dacă e de la aviz negativ, nu să mergem mai departe, clar? E vorba de instituție. Exact cum s-a întâmplat la dispensar. Când am modernizat școala, știți, spațiul am pus dispensar. Și atunci, când se pune în funcțiune, stop. Trebuie avizul Ministerului Educației. Asta vorbim de clădiri. Acum așa, și acum, păi da, și acum așa nu se va întâmpla. Dacă Consiliul Local va fi de acord cu concesionarea, noi vom trimite documentația la inspectorat. La inspectoratul va trimite mai departe la Minister, că astea sunt pașii, și Ministerul face un răspuns. Un aviz pozitiv sau negativ. Sau un aviz condiționat, cum a fost la dispensar. La dispensar nu ne-a dat negativ. Ne-a dat, da, domnule, 4 zile suntem de acord, cu renoi e 4 ani. Dacă nu se schimbă nimic și nu apare o să rezistim de iarăși 4 școli, mai mulțumim și 4 ani. Ceva, cam ceva de genul. Sunt un nume scutele care vă văd în ce ați avut de la secretar sau la jurist, baza legală, procedura de concesiune, avizarea alea... Oricum, procedurile s-au modificat la concesiune și la chirierii, cu cum vorba unui alt administrativ. Cu Dumnezeu și a domnilor ceilalți consilieri, da. E înțelegi directorul și până la urmă comunică. Va fi vizitată după acum, cum au spus și ei, poate fi cumulat, în cazul când va fi avizul pozitiv și viitorul curța va fi de acord cu și perioada aia care o dă Ministerul, poate stipula în contractul ăla și că știți problemul domnului Roman, prin care, în contractul după concesiunii, viitorul curța se obligă ca acel spațiu să fie pus la dispoziția cetățenilor în statul curța copiilor, care nu sunt înscriși în echipajul acelor curța pentru a-și face și apropiat sportivul, mișcare și mai departe. Da, elevilor ședin de vacanță, chestii de genul ăsta. La elevilor din vacanță, ceva de genul, poate o dată de vacanță acolo și vin copiii, adică se poate stipula în contractul ăla, ca să nu ne iese, dar nu în contract. Dar acum, zic eu, dacă vreți, în prima ședință, să punem cu ordinea de zi, pot trimite la Ministerie și vom ajuta la răspuns Ministerie. Sunteți de acord cu bolotajul din țări? Da. Ce vreți mai departe? Deci sunt tot de acord pentru bolotajul din țări. Da, pentru care aviz. Pentru solicitarii facem o trezită de așa, pentru care aviz. Da. Domnul Fulachi, dacă o să mai... Da, te pregătesc. Sau dacă este ajutat la ședință, mă numesc de tămași. Da, vei de tămași, mă numesc de tămași. Da, așa. Doi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2019. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunului domeniului privat. O informație, cer scuze. Astăzi avem meci de Cupa României la Vasoiu. La succes. De sub Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei spațiului ce reprezintă cabinetul stomatologic. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei spațiului ce reprezintă cabinet intern. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei suprafețe de teren din domeniul public al comunei Cașin de sub Bacău. Ordinea de zi se suplimentează următoarele puncte. Vă pot dumneavoastră, sunteți de acord cu suplimentarea ordinii? Da. 1. Proiect de hotărâre privind puternicirea primarului comunei Cașin, județul Bacău, pentru ducerea la îndeplinire a programului cultural, artistic, sportiv, ocazionat de zilele comunei Cașin în perioada 10-15 august 2019. Aceasta sunt tot punctele de la zi. Nici nu am spus de ieșit, avem un mic postul la fătă de fond și avem domnul inspector, probabil să-i cunoaște niște documente. Deci, primul este rectificarea, da? Rectificarea bugetului local de 2019. Articolul 1. Se aprobă rectificarea la bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Cașin pe anul 2019, la venituri și la cheltuieli cu suma de 48.000 de lei, după cum urmează. Capitolul 36.06, taxe speciale, se suplimentează cu suma de 4.000 lei. Capitolul 36.50, alte venituri, se suplimentează cu suma de 23.000 lei. Capitolul 16.02.01, impozitul pe mijloace de transport de jenite de persoane fizice, se suplimentează cu suma de 21.000 lei. Cheltuielile bugetului local în suma de 48.000 lei sunt imparțizate astfel. La capitolul 51.01, 71.01.03, autorități executive,
cheltuieli cu investițiile pentru realizarea unui documentar în vederea promovării imaginii comunicașii cu suma de 10.000 lei. La capitolul 51.01.20.01.30, autorități executive cheltuieli materiale pentru achiziționarea unui serviciu de protecție a datelor, instituției cu suma de 8.000 lei. Capitolul 74.05.02.20.30.30, colectarea și tratarea de distrugerea deșeurilor cu suma de 30.000 lei. Articolul 2. Se aprobă lista de investiții anexate. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică prefectul județului Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentului buget contractat de venituri și achiziții publice, în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comunei. Articolul 4. Compartimentul buget contractat de venituri și achiziții publice va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Deci, o să o iau cu explicația. Cei 10.000 de lei vor fi sunt alocați, nu știu dacă va, o să apăsă mai puțin, pentru a face un documentar pentru promovarea comunii noastre. Avem și strategie de dezvoltare a această obligațiune, dar acest film va fi făcut cu filmare și cu dronat, cu toată cu localitatea, o prezentare istorică a localității noastre, prezentare din punct de vedere economic, social, cultural, o prezentare cea Consiliul Local, fie mai ieșit, nu se nițe în Consiliul Local, nu se văd că sunt consilieri, da, Consiliul Local. O prezentare a autorității administrative privind și funcționarii publici în primărie și ceea ce am făcut noi Consiliul Local în ultima perioadă și am luat-o o dată de ființă în 2018 până în prezent, ceea ce avem de gând să facem continuare și proiectii care avem derulare. Și zic eu, fiind de drăstea, am mai văzut la alte localități, filmul va fi prezentat atât în procesul Consiliul Local, aici va fi proiectat și prezentat, va fi prezentat pe site-ul primăriei și pe postul local de televiziune. Și cu ocazie, de exemplu, când am fost și am dat placheta cu cele frumoase date din România, din România, cu care suntem și noi aleși, și acolo nu am avut prezentare. A venit Oceana, de asta a curat căscată. Oceana, chiar cu Iguzu, a avut un fix de prezentare. Am avut. Dar subțiri. Am luat, am fost bucurat subțiri. Dar acolo era o prezentare în care cel care vorbea pe margine, nu primar, vorbea pe margine cel care a făcut materialul foarte frumos. Deci a rămas și la noi va fi. Valea Curiției filmată toate, Valea Curiției foarte frumoasă, în momentul în care am făcut acolo la Sticlării, din coașa cimitirului cu cel cumestea, când va fi filmare și de acolo. Și toate obiectivele, școala Curița, asfaltările, grinul fotbal, tot ce avem noi în comună, societățile, mediul privat, și mediul privat trebuie promovat. Vă dați seama că fără mediul privat nu s-ar putea funcționa nimic. Dați seama că o destine magazinul Coffee, s-au creat vreo 6-8 lucruri în care sunt toți fășineri, angajați ei. E un lucru bun, și un lucru bun. Când ți-o stat sau nu comis, la rost, dar nu, dar lucrează, dar e în casă. Adică nu e un lucru... Noi trebuie să încurajăm mediul de afaceri, mai ales privat. Eu chiar, dacă vă spun acum, dacă vom avea cineva vrea să facă vestiune mare comună noastră, undeva în zona unde are domnul Fuzulache, fie de mai jos, o fabrică, ceva de materiale plastice, care va avea vreo 500 de angajați. Chiar încurajăm și cu ocazia asta vă spun pe acum că am un cap, un ghist, o dăm o tot în consiliul cazul care, dacă e din punct de vedere legal, dacă e din cazul legal, pe care să-i ajutăm pe investitorii din comună ca să-i atragem, cum dacă și impozitele mici, adică nu-i presiu mult, trebuie să-i ajutăm. Că ei vin din comună, ce înseamnă? Aduc, fac angajări, fac angajări. Automat, ca au tot și profi când au venit, domnul vreau din comună, să nu vreau în altă parte. Ca să n-am probleme cu nafeta, să n-am probleme cu cea mai departe. Eu zic că o să fie un lucru. Deci, asta pentru filmul, vă v-am explicat aici. Să luăm din coace. La achiziționarea un serviciu de protecție a datelor este valoarea de 8.000 de lei. Ce înseamnă? Știți că a fost această chestiune cu datul pe acel personal, da? Obligații foarte mari care fac fiecare instituție și o asumă. Amenzile la acest capitol sunt extraordinar de mari, dar se fac greșeli. În ce înseamnă? Te poți ridica un proces sau cu reclamație, nu acum, peste 5 ani în zile, un individ care, un funcționar de primărie, i-a prelucrat datele pe acte confidențial, să spun, domnule, a fost prelucrate fără acordul meu. Hai să spun și proceduri mai greoaie. Am numit un funcționar în dispoziție de primar ca să răspund la această problemă.
A fost la niște cursuri, dar cursurile au fost foarte evazive. Deci cursul de două ore, o oră, foarte evazive. Mare lucru n-a priceput, i s-a pus un braț, un CD, să duc, să uite. Și pentru nu avea probleme, m-am gândit, este firmă specializată în Bacău, care și-a tratat și răspundea. Prin contract, ei vor răspunde și vă dați, deci va fi o nereguli perioada când ei plătează acest serviciu și răspunderea și o iau ei, în contract. Deci nu răspunde instituția. Instituția primării nu va răspunde. Până când și cei de la noi vor pricepi și vor învăța fiecare în parte și are lucru ca să nu greșească pe această temă. Aici, deci eu arunc o măsură de precauție, sunt rezim că amenzile sunt foarte mari. Și amenzile prin instituții. Și vom plăti tot. Știți cum, nu plătești și ne greșești, plătești cum primăria, cum primarul se îndrepte împotriva celui care a greșit. Am avut experiența asta, m-am îndreptat și în instanță, fiind suma de 60.600 milioane, știți prea bine, stai înțeleg dacă știți cauza. Îmi plătesc ei, știți cum. Apare faptul uman la judecător și spune, ca să dă la 600 milioane. Atunci, ca să nu avem cu prin genul ăsta, am luat această inițiativă. Și trei regimii la colitarea și tratarea deșeurilor. Au o problemă foarte gravă aici, o să vă spun și vă rog să dați, să-mi dați și noastră sfatul sau colegii cum vreți să vorbă. În ce sens? Cartea de gunoi în comuna noastră s-a cam mutat. De când se ia tot. Prima dată am avut suspiciuni. De gen, poate în restul, cum gunoi ne-i, dar veniți și-am jucat la noi, cum să zic? Omul trebuie să da. Sau probabil cu unii apă, sau nu știu ce mai departe. Le-am făcut un control cu sondaj, control la intrare în stat, erau oameni cu alea bani. Am zis nici primarul, tot trebuie să anunț. Domnul Băcet din Cașin l-a primit acolo, chiar că dacă nu avea poziții până adesea mai departe, l-a primit la cântar, cântarul corect, unii tot. Fără niciun fără niciun cântar. Sunt etichete de cum au fost doamna asta, când poți să explic și tu, când am și calificare în clasă de cântare, am obținut când lucram pe activ. E cântare electronic care îți scoate automat etichetul, se scoate corect. Deci nu poate să se scoate niciodată din corect. Dacă ai fost un cântar mecanic, spui că băi, ne face aia, poți treci un pix. Nu, treci un pix, treci ca aproape. Deci a crescut foarte mare, am ajuns noi ca și taxă, când am pus taxă 6.50. Am mai fost cu subvenția de 1.50, adică hai să fie bine pentru populație. Nu, dacă am colectat toată taxa și la agenții economici și la populație, colectăm, am trebuit să colectăm cam 26.000 de lei. Dar noi am ajuns să plătim cu noi la până 36.000 de lei. Deci noi suntem sub vizitați. Nu e bine. Problema este foarte grea. În momentul când depășim și acei bani care îi depășim, cum îi plătim? Că avem taxe de colectat, nu se colectează, noi subvenționăm. Dar acolo rămâne o chestiune de recuperare. Domnule, voi recupera, voi încasa, voi aduce bani și este legal, da? Dar acum ai o problemă. Eu m-am gândit, singur fenomen, am făcut hârtii, am dat în seară. La hârtii am făcut o mini greșeală, acolo am fost criticat contra candidatul meu, am făcut o greșeală. Celor care au redactat, eu n-am citit-o, n-am fost atent, dar în loc să vadă partea bună a hârtiei, ca omul să fie conștient, să nu mai aduce orice deșeuri la noi, ca să crească cantitatea de noi, și în calitatea să fie puțin, a fost acolo și greșeală de ortografie. Așa vede individul ăla, în cazul vreme, vede numai bun. Am revenit cu alte hârtii și a dat la oameni. Nu au, văd că n-a avut practic niciun efect. Deci cantitatea de noi la tonă nu e de la deșeuri de menajeri. Am luat tot felul de moduri, tot felul de minuni, rom prestul, am vorbit cu ei, oameni de titlu, domnule, mai lăsăm, am lăsat pe la porți. Da, puțin. Le amestecă, da, cum stă așa pe departe. Eu m-am gândit la o idee. Cu acordul Consiliului Local să cumpărăm saci de putere cu voi. Saci pe așa de putere cu voi. Să dăm la fiecare cetățean. Nu avem ce un pic. Asta e ideea mea. La fiecare cetățean și spunem. Când s-a costat cu individuale, la fiecare când s-a costat cu toate care la forme. Atunci mă și la platforme. Ei, nu-i pe la platforme. Dar sunt puțini. Se face rai și la vinul. Rai și nu le-a... Da. Bun. Așa. În asta pui sticla, dincolo pui practic triaș carton și aici pui, spune, menajerul, da? Menajerul la țară, vă spun sincer, nu este atât de mare. Omul dă poși de cartofi la pui, dă restul, știți cum e. Păi nu-i ca la oraș. Dar, în schimb, el ce dă? Dă foarte mult, foarte multe pescuri, se dă abalaj, sticla, sticla este grea, dă rulebuși,
Ceea ce le-a spus tot timpul, dorme cuști, dă frunții, dă o drumă curții și pe celul care mățul în tipul să le pune, îl pune tot acolo, aia are greutate. Vă spun sincer că dacă nu dăm măsuri concrete și noi să nu ducem fiecare parte, să scadem cu noi, vom fi nevoiți. Vom fi nevoiți, vă spun, să mărim taxa. Știți cum trebuie să fie taxa acum, ca de la capucanul, cu fata de la taxa impozite, ca să copilim plata cu noi. Ar trebui să fie ieșire de persoană. Deci dacă atează cu noi care se ridică lunar din comuna Crașin, ca să o acoperim prin taxă, ar trebui să fie ieșire de persoană. Ce facem? Facem 10 lei, punem oameni în cap. Mai ales că acum prează mă e un pic și an electoral, da? Și nu mai spun că a spus bădeasă, primarul a pus la nu pune doar în primarul de taxă. O să nu are că o să nu care duce, mă, o să nu pune local, scuze, o iau acum cam la treabă. Deci consilierii locali apropo și primarul pune în executare pentru la bani de specialitate. Că s-a zis în curița și a spus și cu intelectual. Domnule, mi-a pus primarul taxa la biserică cu noi. N-a pus-o primarul. Și biserică este instituție, știți că am discutat foarte bine, ca și societatea de cum de strun sau profesor, care generează și au deșeuri. Și biserica, pe funcțiunea ei, îi au și o societate comercială, are statul juridic. Și primarul s-a făitat, a stat acolo la comerii, toate comerii nu duce, orice mi-a făcut primarul, dorul, mi-a pus taxul la biserică. Ai fi de serios, a făcut primarul taxul la biserică, încasează bani la bunul primarul și duce el acasă la el sau, mă rog. Ei, astea sunt mici răutăți, eu le-am cercătare, m-am întâlnit în răutățile astea de când sunt aici. Dacă mă afectau cu prea tare, te gândesc de-am demisia, că nu. Dar, în fin, aici vă rog frumos, până terminăm ședința, să vă gândiți, să veniți cu niște propuneri, cum ați vedea dumneavoastră, să rezolve această situație, care știți, nu-i bun tot. Ne vin tot. La urmă, vă rog, dacă vă găsiți sau să veniți să-mi spuneți. Lasă pe ce mai departe. Comisia pentru programe de dezvoltare economică-socială, bugetul de administrare a subvenției public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136 aliniat 6 și aliniat 7 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, emite avizul de privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Cei din comisie vă rog să hotărâți. Sunteți de acord, da? Deci comisia a hotărât înainte de începerea ședinței. Da, da. 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 Deci, da, da. Următorul punct de zi este proiectul de privind acordarea unei sume de bani cu cuplurilor care interesează 50 de ani de căsătorie în anul 2019. Articolul 1. Se aprobă acordarea unei sume de bani cu altul de până anul trecut am acordat 300 de lei. Credic să rămânem la această sumă. Având în vedere că a vorbit și anul electoral, ca să nu fim suspectați, domnule, au mărit ăștia că la anul calegeri și cei care sunt foarte au murit foarte mult în păcate și au rămas foarte puțini anul ăsta care vor fi premiați. Așa, eu zic că rămân la suma 300 de lei. Suntem de acord, da? Așa. Cuplul care versează 50 de ani de căsătorie, în anul 2019, conform anexei ce face parte din prezenta hotărârii. Articolul 2, secretarul comunei va comunica prezenta hotărârii primarului comunei, compartimentul buget, contabilitate, vincul și prefectul de județul Bacău, în termen de 10 zile de la adoptare. Pot să vă citesc și numele celor care vor fi premiat, dacă v-a ajutat Dumnezeu să trăiască până la 3 octombrie. La 2 octombrie vom primi, cum am primit pe fiecare an, de ziua internațională a persoanelor vârstnice. Da? E o zi în care am toate primările, iar până pe cei vârstul la primării și premiat. Mănicuță Gheorghe și Toroiu Elena, Munteanu Gheorghe și Trifan Maria, Munteanu Gheorghe și Parmon Florica, Gură Ioan și Bilgău Leana, Comănești Vasile și Lenția Maria, Nălbuc Ioan și Lazar Maria, Tintoacă Gheorghe și Cucureanu Maria, Corneci Ioan și o prea mare. Atât s-au rămas 8. Au fost mai mulți, dar între timp, ora a rămas, au dus ambii, ora a rămas la 8. Deci, numai cei care îi sunt în viață și încă nu sunt în primul. Da.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, administrare, domeniul public privat al comunii, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aportarea unei sume de bani cuplurilor care a încercat în 5 de categorie în anul 2019, în conformitate cu prevederea articolelor 125 și 136, aliniat 6 și aliniat 7, EOUCE numărul 57 pe 2019 privind modul administrativ, emite avizul Comisiei la adoptarea proiectului de hotărâre. Da, la următorul punct este actualizarea eventualului bun care aparține domeniul privat al comunicațiilor. Și aici intră extinderea dispensarului uman, deci suprafața care, cu care s-a extins dispensarul uman, plus achiziția aparatului privat. Dacă vreți să citesc foarte multe, o să vă citesc tensiometru cu stetoscop Richter la locul 1400. Toate ustensile. Sunt un număr de 61. 61 de aparat. Da, dar și foarte ce. Comisia. Da, aici urmează să mai completez niște date. Cu identificarea, cu identificarea. Dar trebuie atenție prima oară. Deci, raport de analizare. Comisia pentru programe de dezvoltare economică socială, buget, finanțe, administrarea, domeniul public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecție, mediul, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei ca și județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și 136 alinia 6 și 7 din nou 57 pe 2019 privind modul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Mulțumim. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă în beneficiu unor medici de specialitate stomatologie, ginecologie și interne, a două spații din imobilul dispensarul mare medical din statul Cașin, comuna Cașin, utilizate în scopul desfășurării activităților medicale. Articolul 1. Se aprobă concesionarea prin negociere directă a două spații din imobilul dispensar medical uman din sat Cași, comuna Cași, județul Bacău, în beneficiu unor medici de specialitate, stomatologie, ginecologie, interne, în scopul desfășurării activităților medicale. Articolul 2. Concesionarea se face prin contractul de concesiune încheiat între concedent și concesionar. Are calitate de concedent în numele comunei Consiliul Local. Are calitate de concesionar medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medici asociați care funcționează în spațiul ce face obiectul concesionării, aceștia având drept de preferință față de alți medici. Articol 3. Concesionarea se va institui respectarea următoarelor condiții. Destinație. Funcționarea de cabinete medicale, respectându-se utilizarea spațiului concesionate în scopul desfășurării de activități medicale conform specializărilor medicilor. Durata. 15 ani. Intervenție anuală în primii 5 ani. Valoarea intervenției va fi de 1 euro pe metru pătrat pe an. Pornind de la prețul pieței sub care redevența nu poate fi acceptată. Redevența obținută din concesionare se face venind la bugetul local al comunii. La data să fie efectuat trimestrial până la data de 15 inclusiv al fiecărui trimestru. În echivalent lei, la paritatea lei euro, curs de urmărire a BNL înregistrat în prima zi a ultimei luni din fiecare trimestru. Articolul 4. În spațiile în care se evințează, se organizează și funcționează două sau mai multe cabinete medicale, în sistem tură cu contractură, se încheie contract de concesiune cu fiecare titular de cabinet medical. Titularii de astfel de cabinete vor anexa la contractul de concesiune acordul lor de voință privind împărțirea timpului de folosință a spațiului. Articol 5. Spațiile de folosință comună, respectiv holul și săl de așteptare, grupul sanitar și săl de tratament, cadrele de sterilizare în fișiere sunt puse la dispoziție concesionare sub forma de cotă indiviză prin realizarea obiectivului de activitate specific fiecare specialități medicale. În contractul de concesiune se vor vedea spațiul de folosință comună, modalitatea de exploatare și modul de suportare a cheltuielilor, reprezentând întreținerea acestora. Articolul 6. Primarul, viceprimarul și aparatul de specialitate a primarului pot duce la îndeplinire prezenta hotărârii. Articolul 7. Secretarul comunii va comunica prezenta hotărâre primar, viceprimarul, aparatul de specialitate a primarului și prefectul județului Bacău. Această se face conform
Privind articolul 14, 1 din aliatul 2 din OG, numărul 124/1998, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale cu modificări și completări ulterioare, OAG numărul 184/2004, privind concesionarea unui spațiu de destinație de cabinete medicale. Deci, astăzi astea sunt legile cu care se face această... Aceeași procedură cum a doua lucru. După 5 ani de zile, se va trece la o reactualizare a chiriei, conform evaluării spațiului. Deci, aia va fi mai mare decât inițial. Inițial, cu din 1.000. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Bugetul, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere direct în beneficiu unor medici și de specialitate, stomatologie, ginecologie și interne, a două spații din imobilul dispensar uman medical, din sat Cașin, Comuna Cașin, Chiesa, Bacău, utilizate în scopul desfășurării activităților medicale în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, emite avizul de privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Da, mulțumim. Aici o ajutare. Aș mai face o completare în următoarea ședință care e o să punem sună viitoare până în zilele comune, că până o să-mi iau și un mic concediu, că de asta nu știu, un mic concediu, de modul de ce zile n-au niciodată și niciodată nu-i liniște. O să punem și pentru spațiul la poliția, spațiul la poliția și acolo avem dotare. Acolo nu avem evaluare și ca să face evaluare evaluatorul următoarea perioadă și o să punem pentru ora, că doctorul care va concesiona aici, va fi și la Frița. O să fie în anul cartier, puține, da. Aia, acolo e mesinul cabinetul familic, va fi cu ecografii, se face programări și se face programări la orice ecografii sau ce poturile astea acum și va fi cu programări. Când avem familie, trebuie să avem programul strict zilnic, să da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea chiriei unei suprafețe de 10 metri pătrați din domeniul public al Comunei Caș. Aici avem o solicitare ce? Când în păstrul localul la Comunei Caș, în atenție domnul primar Daniel Soru. Suținatul pot transmitic al administratului la SC Nastii Telsațele, reprezintă cele solicit concesionarea unui teren de aproximativ 10-15 metri pătrați, situat în centrul statului Cașin, lângă primărie, având ca utilizare apăsarea unui modul pentru prestări servicii. Vă mulțumesc anticipat. Da. Ne-am gândit acolo unde a fost platforma, partea aia, că nu știu nimic aspectul, dat în profi, unde a fost platforma dumneavoastră, și aplasează un modul. Exact cum au ăștia de la Telecom, sunt ca să facă casări de la populație în acel mod. Articolul 1. Se aprobă închirierea prin cetate publică a unui suprafață de 10 metri pătrați în domeniul public al Comunei Cașin. Articolul 2. Închirierea va avea loc conform prevederilor legale următoarele condiții. Data de identificare și valoarea de inventar al bunului care fac obiectul închirierii, în centrul civic al statului Cașin, suprafață de 174 metri pătrați de acte și 91 metri pătrați măsurată, pe care s-a turnat placa de beton unde s-a instalat arabe cu vânzarea produselor. Poziția 172 din inventarul bunului aparținând în domeniul public al Comunei. Valoarea de inventar este de 11.820. Destinația data bunului se face, care face obiectul închiriei de utilitate publică, aplasare în modul ce servesc ca punct de încasare pentru contractele încheiate cu cetățeni pentru serviciile de televiziune și internet. Durata închirierii 10 ani. Prețul minim al închirierii, conform raportului de evaluare, este de 0,7 euro pe pătrat, respectiv 3,5 lei pe pătrat, 1 euro fiind din 4,72 de bani la data de 26.07.2019. Articolul 3, Secretarul Comunii va comunica prezent autorită primarul Comunei, compartimentul buget totalitate, venituri și achiziții publice de fiind de subacă. Deci acest 0,7 euro este dat de evaluator, scos de el, dar dumneavoastră puteți prețumi. Vreau puteți propune un preț mai mare sau mai mult, atât să fie un euro, să fie locul, sau cum crezi dumneavoastră. Da, urmează mai mult ce.
Asta nu s-a luat până cu CESE, prin dată, CESE, nu. Asta e prețul minimul pornirii, conform evaluării, și la negocierea care va fi loc, la licitație, va fi făcut un licitație publică, la care se participă minim două societăți. Dacă nu participă minim două, nu are licitație. Și acolo va fi negocierea cu comisie. E bun, nu? Nu? Păi nu, cum scrie? Cum scrie evaluarea? Deci, prețul ăsta e... Pe lună sau pe an asta? Nu, de ce? Nu specific, pe lună. E pe lună. Pe an? Nu știu. Nu, e pe lună. Nu știu. Și pe lună, și pe lună, prea mică, dar pe par. Nu e. Este prețul de plecare. De plecare. De licitație. Pe lună că... Numai din exact cum s-a luat, e par. Acolo e cabinet medical, e altă cum este. Da, și la... Și eu îmi gândesc toată inima să te aștept cu patru lună. Spune să fie de acolo. Că de-aia a fost un lucru, păcat să nu le știa, chestii, asta până acum, fiind când am avut evaluări, când am avut cine trecut, când am avut recepția, avem tot ce s-a plăcut. Da, domnul raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Sociale, Sociale, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privata Uniunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafații de teren din domeniul public al Comunei Cașin, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din POUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Da, mulțumim frumos. Dacă e solicitare, acum să vă spun, dacă sunteți de acord, eu voi fi și eu de acord. E o solicitare a lui Victor Scoci din Vlașca. Are o tarabă, unde au dat când vreau aici, și vrea din un anul acos să vină să o aplaseze și să vând legumile acele țări. Dacă sunteți de acord, da. Acum, ca să facem contract de închiriere pe o perioadă de 3 luni, au sistemul octombrie, când vom veni iarna, e mai complicat să lucrăm. Vrea să dat procedura. Da, vrea să dat procedura. Eu nu... Eu zic că am putea să-i luăm, pe exemplu, luăm la cei abonați. În fiecare zi, eu 5 lei, păi asta e. Așa că dau, avem întâlnire, stați, nu au pic domnul, da? Ca să, nu, ca să nu știți ce se spune, să-mi lași acolo. Cei care vin fac comerț abonat în casă, plătiți că eu uitați de 5 lei la caseria primăriei. Vă zic, dacă sunteți de acord, pe perioada asta de 3 zile, după ce termină și a bara de o casă, nu rămâne aici, cum vrei să spunea patru? Dacă ei o iau... S-a arătat într-un fel. Poftim? Și baracul aia s-a arătat într-un fel, s-a arătat. Nu, nu. Dar arată că îi trece eu. Știi, domnul Sfânt, nu. Modernizat. Nu, de făcut, nu, nu e de partea. Nu e ce e tarama care există? Nu, taramele care au fost aici au fost la fel vechi. Erau lucruri, erau așa, una a furat-o, una a furat-o, una a furat-o, și erau... O osie. Și le-am dus la fel vechi. Da. Deci dacă îi arată, nu bine, trebuie să ai și de aspect. Da, asta e. Acum vă trec și la un suplimentar. Știți că în fiecare an, de 10-15 ani, se organizează zilele comune. Am făcut, conform legii 350, două lansări. Lansări pe monitor oficial și pe presa scrisă, ca să vină ONG-ul să preia această activitate. Nu au făcut lansări nici în ONG. Și dacă nu s-a înscris, legea spune că dacă nu vine, atunci păsul local, cu puternicești primarul și partea cercetare, să organizezi aceste zile. Procedura este corectă, am făcut-o la ultimul control, a fost de somn, făceam 350, făceam direct și a fost în mici probleme. Și ca să avem probleme, doamna jurist s-a ocupat de această procedură, a lansat-o de două ori, nu a venit nimeni și astăzi dăm această hotărâre ca să putem organiza zilele comune. Hotărâre privind puternicirea primarului Comunei Cașin de Sibacov, reducerea de plinire a programului cultural artistic sportiv ocazional de zile Comunei Cașin în perioada 10-15 august 2019. Articolul 1. Se aprobă organizarea manifestărilor candidate de zile Comunei Cașin 2019 în perioada 10-15 august 2019. Articolul 2. Se aprobă programul cultural artistic sportiv ocazional de zile Comunei Cașin conform anexei ce face parte integrată din prezenta dispoziție. Hotărâre. S
Se împotrivește Departul Comunicașii cu ducerea îndeplinirii a programului de desfășurare a evenimentului zilele Comunicașii și ducerea îndeplinirii a prezentei hotărâri. Articolul 4. Pentru înființarea cheltuielilor ocazionale de organizare a zilei Comunicașii sunt alocați 40.000 lei, iar bunurile și serviciile vor fi achiziționate conform legii 98/2016. Adică legea 98 pentru toată lumea, a legii achizițiilor publice. Deci va face totul că o să ia orice achiziție. Articolul 5. Prezenta hotărâri va fi dus la conștiință publică prin afișare, publicare, pe pagina de internet a primăriei și va fi comunicată primarul comunei și instituție pe vechiul județ Bacău. Deci programul zilei Comunicași. 10-11 august. Concurs Cofrot, ediția a doua, trofeu Curița Sticlării. 11 august, în semn de recunoștință, comemorarea foșilor jucători a echipei AS Bucuracaș. 12-13-14 august, Cupa de minifotbal Caș în 2019, ediția a 19-a. 13 august, Cros Copii. 15 august, defilarea Călzor Covintir, slujba de comemorare a eroilor neamului la Sfântirul Cucilor de Nesteacă, festivalul Ora care ne unește. Deci anul ăsta, ca și activitate culturală, zic eu, și patriotică, noi am participat și am fost invitați de cursul anului la Costești, lângă Chișinău, când a fost invitat doar la primar de acolo și de Universitatea Tehnică din Chișinău și am participat la Ora care ne unește acolo. Apoi am participat la Colibaș, cu care ne-am și frățit, cu mână, cu care ne-am frățit la Ora care ne unește. Există și un banner pe care este trecut la vești noi acum. S-a trecut data, anul și localitatea, da? Mi s-a făcut această manifestare. Anul ăsta va fi, vom fi noi, cei de astfel care va fi trecut pe banner la Comuna Crașul. Și cred că anul viitor va fi la Mahala, la Cernăunți. La Cernăunți, în nordul Bucovinii, la altă localitate cu care noi ne-am înfrățit. Va fi, zic eu, o manifestare foarte emoționantă. Practic, nu știu dacă în jurul nostru, în jurul localității noastre, s-a întâmplat o asemenea acțiune patriotică, da? Prin care să facem această manifestare. Aneamul românesc, Ora care ne unește. Voi participa de o delegație de 24 de persoane de la Colibaș, o delegație de 22 de persoane de la Mahala. Vor veni o delegație de vreo 10 persoane de la Dragoslav, o delegație de la Sobeja de vreo 17 persoane, plus o delegație de la Universitatea Tehnică din Chișinău, de 10 persoane, profesori universitari. Această manifestare se desfășoară sub ediția cu putin 5.000. Deci ei au fost inițiatorii, cei de la Iași, la Universitatea Iași cu putin 5.000, au fost inițiatorii acestor manifestări a Orei care ne unește. Voi încerca de data asta să chemăm și o televiziune națională să filmeze. Manifestarea va avea loc în curtea școlii. Apoi, după această manifestare, va avea loc un program artistic, de muzică populară și ușoară, care va ține, va avea până la ora 22, cum ne permite de aici. Da. Festivalul Ora care ne unește, participă reprezentați din statul Colibaș, raionul Cacul, de Republica Moldova, statul Mahala, zona Cernăuți, Ucraina, raionul Noua Suliță, comuna Sovegea, județul Grancea, comuna Dragoslav, județul Argeș. Formă un spectacol de muzică populară și ușoară, cu artiști recunoscuți pe plan național și internațional. Acesta este programul. În anul trecut au fost și alte manifestări, dar pe care le-a coordonat domnul Gosti, privind obârșia miuriții, remitizarea miuriții. Anul acesta nu, practic, nu a mai avut timp în sus să scrie în o carte. Totuși va fi o broșurică mică, pe care vor primi cei prezenți, privind Ora care nu ești. Vă zic că e un manifestare de bun simț și ar trebui să ne mândrim cu această acțiune, fiindcă mă reprezentat că în zona mâine, iată apropiată locatății noastre, nu a avut loc nicăieri așa ceva. O să invit persoana dăți la Bacău, da? Știu, la prefectură, la Consiliul Județean, deputați, senatori din Parlamentul României, care vor veni să participe. Și va fi bine să participe, fiindcă când am fost la Costești și la Colibaș, au fost chiar la Costești, a fost ministru de educație. Republica Moldova. Este o doamnă care a participat la acest eveniment, a fost președinte de raion, la ei din raionul Municipalității, deci a fost pentru autorități care au spus ceva cu multe scenă. În rest, manifestarea este artistică. De asta vine acest mult la Colibaș și la Mahala, e vin la capitolul dansul populare,
Păstrarea obiceiului și tradiției sunt peste noi. Deci nu sunt noi. Noi am încercat la noi, avem iar am cu fetele care vedea dansul, de abia am reușit 7 și mai atât, să prezentăm și noi. Va veni și doamna Gabriel Cumăneci ca să cânte, ca să-i prezinte cântec. Și cine mai e în cașă? Cumăneci Elena, Ionuț Grebeni, cu fetele dă și noi cu ceva cu șemnă. Dar cred că, după acum vă spun că vom fi eclipsați de cei de la Bahalaș și Colibaș. Ei vor fi mult mai pregătiți. Dar încercăm, încercăm, am încercat, am avut și băieți în trupa de dansuri, au plecat. Din păcate, n-au plecat, n-au vrut să mai fie, dar au plecat la muncă în Anglia, s-au murit. Dacă rămâneau în sat aici și aveau un ferici în unii sau în sat, era bine. Dacă a fost. Raport de avizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Analizăm proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului Comunei Cașa de Județul Bacălug pentru aducerea la îndeplinirea programului cultural artistic sportiv ocazionat de zilele Comunei Cașa în perioada 10-15 august 2019, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia a fost de acord. Da, mulțumim frumos. Domnul președinte, spune că e doar la cuvânt. Cine este de fost de acord? Haideți să încep eu, ca să fiu la început. Vă zic că să nu am răpădesc și să țin toate punctele. Rectificarea bugetară consideră că este făcută cu vădere și trebuie pusă la îndeplinire pentru că banii că trebuie să cheltuiți. Suma constituită pentru pensionari. Consider că e bine ca să nu să existe vociferări, că ea n-a avut alegeri și așa mai departe. Modificările prin inventarul Comunei Cașa. Da, sunt lucruri care sunt alerete, s-a construit, trebuie făcut așa. Închirierea spațiului stomatologie, cabinet medical și internă și ginecologie. Nu știu dacă partea ginecologică aici include medici, trebuie să știe și o adică acel cabinet trebuie să fie cu strictă curățenie și semplice și așa mai departe. Nu știu dacă nu știu. Ați avut spațiu este nou și făcut la un instant dacă a cerea acum. Nu știu. Nu, mă, pe chiar că și o să în mâinile reglementări medicale nu trebuie să fie și gata. Și așa, ținând spune Ionieu că și așa, ținând cont de faptul că suntem aproape de oraș, probabil că mici intervenții pentru a consultații. Merge mai departe. Da, consultații. Consultații, da. Asupra spațiului de teren al domnului Comunicașii cu cablu, aș pune întrebare, nu știu. Da. Sau poate să o las la o propunere. În spatele cabinetului care s-a construit, există acea clădire betonată. Da. Nu se poate reamenaja și să băgăm acolo. Ba da, mă gândi la reamenajarea acelui clădire. Și să fie cei cu cablu acolo. M-am gândit de prevenirea și acelui clădiri. Acolo există și un niște grupuri sanitare pe care aș vrea să-i fac publici. A, nu aș vrea să-i fac publici. Nu mă spate. Eu stau tinietul în tonul la spate, în spate, în magazin, dar aici, în cazul ăsta, da. Ca să mai știu grupuri sanitare moderne, vor fi cu cești, că îți părea că e igienici. Da. Cu cești și să trețin pe care se ajută primărie, că va trețin zilnic, să facă cu cești. Cabinetul medical și acel grup sanitar nu mai există. Nu, acolo există spațiul, acolo va fi montat un proiect care s-au dat trei cămini pentru fose. Trei cămini mici. Da. Și acolo va acuma două fost mai mari. Nu, eu n-am dreptul, nu am să-mi pun împotrivă referitorul la cabina care a solicitat-o să fie amplasată. Da. Acum depinde de dumneavoastră, de primărie, în ce poziție, cum să nu am arăt, să nu... V-a zis, doamna Rărut va fi unde a fost platformat de mâini. De piață aici, am zis, da. Platformat. Lângă drum, lângă drumul de acces la da. Timp și ca să nu... Referitorul la zilele comunicașii. Nu suntem în primul an și cred că primăria va dovedi încă o dată că poate să organizeze. În afară de ce este aici, nu vreau să-mi răspundeți la urmă, așa, ce mai știți cu problema cu gazele, da. Ce mai știți cu problema asta cu asfaltul care s-a tăiat și a rămas în da. Așa, cu asfaltarea ulițelor în Cașin, așa, și
care e situația cu drumurile astea, că nu se respectă deloc, văd că treaba asta cu cei care au exploatat. Da, da, vă dau răspuns. E o problemă groaznică, vă propuneți a... Vă dau răspuns acum, la toate. Da. Privind cu ce s-a tăiat în asalt, aia noi ce am început de altfel, suntem mai respectiv la ajută de asalime. Am realizat contractul, am realizat contractul cu firma respectivă, am făcut contract cu firma din Onești, din Orac, e singura firma de asfaltare din Onești, am apelat chiar prima dată de pe DPP-ul, am zis că ei nu asfaltează decât la ei, fix în zonă, nu vin. La firma din Bacău, vă dați seama, când au auzit ce-i făcut la noi, mina cu salută, că ai zis că-i costă mai mult drum până la cașă, cu finisorul și ce au transportat ca să facă acele lucruri. Și în final, pe rugăminte, a acceptat genul RAP-ul, care se spune la viitoare, acum asfaltez la Corbasca și termină la Bărsănești din zilele următoare și pe-am promis că până la viitoare luni sau marți vor fi la cursă și vor termina. Adică e mai mult manopri decât practic ce au făcut, că trebuie consumare la ce au făcut. Până la viitoare, acele decupări vor fi asfaltate. Vis-a-vis de educație, am discutat cu doamna proiectant, mai sunt luat vreo două avizuri. Da, la vis-a-vis și trebuie să vină încă o dată în teren, fiindcă eu am vrut inițial să introducem contul de gaz și în contul Lucian. Acolo voi avea o discuție, ca să introducem contul de gaz în contul Lucian, trebuie neapărat în coiță. Luată. Traseul este cam lung și nota justificativă e cam slăbuță, având în vedere că sunt acum 10 case, în care locuinții vreo 5. Adică investiția prea mare pentru nu se justifică investiția prea mare. Traversarea până la Podul Nou e riscantă. De ce e riscantă? Fiindcă... Nu, ea nu va fi luat niciodată la parcurs, că oricum l-am deschis în monitorizare și vom iniția un proiect să mai facem un segment și se va rezolva problema postului ca să nu mai fie problema în dar. Dar este prea jos. Și oricând conducta va fi aerian, va putea orice conducta. Din coace la fost la Poița, sus nu va... Vom vedea, adică multe finitere. Asta e cu gazul. Dar la gazul sunt foarte mări, după ce vom termina SFO, vom scoate licitații pentru PTA și părinte tehnice puțin. Dar aprobarea banii vor fi cu rambus. Dau bani guvernul, România dă bani pentru gazii, dar va fi nu de așa de rambusat. Vor da înapoi timp de serenie. Da, vor da înapoi cu dobânzi mici, de aplicitate. Vom vedea ce valoare va ieși, cât va fi rata. Cu care ne povărăm să dăm banii înapoi la stat, dacă va fi o rată cu care, conform statisticilor noastre și având în vedere prognozarea bugetului și ce am avut în anii anterior, vom băga la o asemenea bani, zic ce am scris în urmă, va fi dobândit și cred că vom putea povăra și cu acest. În păcate, v-am zis, mă repet încă o dată, noi chiar n-avem nicio vină, consider că sunt în 2012, care sunteți prezenți. Și până în prezent, vis-a-vis, când am asistat un proiect pe fonduri pline pe gaz. Singura etapă în care s-a dat proiectul pentru extindere de gaz și utilizare a fost 2008-2012. Remarea era cineva atunci. Atunci a fost proiectul în care se deau pentru extindere și utilizare. Dar noi este mai simplu că avem extindere. Și extinderea noastră nu e atât de mică, știți. Cu cursa, cu tot, are 15 km. Că avem și cașă. În cașă sunt și toate curțile au gaz. Nu. A fost oprit din unul din locuri și de aici, încă 3 metri, nu mai sunt gata. Deci, acum noi am prins tot. Având în vedere că proiectantul care a fost prima proiectare este același, el are tot. Și aici am proiectat. Și acum am zis, eu am dat rețelele mari principale și domnul, adică în cașul cu ulița, strada cu tare, nu mai, da? Aici acolo extindere, lăsăm cu oameni. Oamenii acum au început să facă extindere ei. Chiar au făcut o extindere. Eu îl făcut și dreptul mână și cu costă. Le-a costat vreo 350 de mari, adică și vorbim, ne luăm impozit cu plătit pe terenul și fac în banii lor. Nu-i prea corect, zic eu. Așa cum va fi prins toată localitatea nouă proiect. Aici, la toată ce suntem, dedicările după a fost făcute, se lucrează la plan și la... Va fi după asta, iar, ca să știți că de ce merg lucrurile atât de greu, cum a fost proiectul cu asfaltare. Am început în 2015, proiectul, da? L-am băgat finanțare în 2016 la Feriaș. Nina a finanțat numai în 2017, da? După aia, cu cine a finanțat în 2017, a vrut să facem PTA-ul, la care se face licitații, fiindcă chiar dacă valoarea PTA-ului a fost de 40.000 de lei, a fost dat,
Trebuie făcut licitație de cauză că valoarea proiectului de execuție și cu aia execuție în sine depășește valoarea năsărițare directă. Trebuie să faci licitații obligată. Am modificat ei legea, dau un primul în mod, practic ne-am găsat. Am stat în licitație, nu am de zile. Ne-a ținut doi inspectori la RAP, am căzut pe ei și am ținut control vinionul nostru și aia ne-a ținut, nu am de zile în licitații, fără a avea protestații, fiindcă ei nu iau la proceduri. Aveau multe cu județ, cu centrul armatorului, cu sunat domnul primar de la centrul armatorului, devine astăzi. Venim câte decizii de oriție. Cine a fost, practic, un an în zile și ne-a chiar citat la un an, ca astfel, dacă nu încheia, să nu la tot procedură. Din urmă, și a spus ei, cu cine a spus, n-am spus, măi, nu primarul, nu, n-ai citații, nici mă fac, nici mă uit. Este comisie să facă treaba, nu ca treabă tău. Firma care i-a spus, Transcarpat. Transcarpatul s-a urmat la 10 lucrări în toată țara asta, are și probleme financiare, adică, sunt de executări, dar pe care vă putea citat. Și aia el a venit pentru proprierii, a venit între tei, să ridicăm pe aia terminat. Ei sunt sub contract. M-a apucat până la anul, 2020, în iunie, nu pot să intru penalități, fiindcă ele sunt contract. Domnule, perioada contractuală nu a trecut. Că dacă a trecut perioada contractuală, ai explica penalități, da? Pentru că nu și-a fost treaba. Promit și spune că vine. Deci, vă spun sincer, a fost drumuri acolo la ei, care a creat, cred că s-au săturat și aia la ei, cum îl cheam pe ăla, cu idei sau nici ceva. Și aia la ei, s-a văzut mașina, cred că zeci de ori acolo. Să vin. Acum, multă privată, când m-a pe telefon, a sunt legătura cu inginerul, nu m-am mai dus pe pol, ca să stau o oră la postul la telefon din polul. Așa. Și au vorbit și ultimul, ieri am discutat cu inginerul care e pe lucrurile, și a zis, da, domnule, a zis șeful că venim, venim, domnule, când veniți. Ei, trebuie să leacă pe asta. Practica pe tot spate. Prețul bitului în 2015, nu mai e ăla de acum, la mănăstirea ca și mănăstirea Mânerocoșului. Că nu se ia cu Doamna Mugreanu, se face notificare și de zile din contract. Dar, dacă ne-a putut în licitații, mi-e teamă că nu vom mai termina licitația până când avem în perioada contractuală cu AFIR. Noi avem un contract cu AFIR până la anul iunie, contractul finanțare, da? Dacă nu facem până anul iunie, am experiență, nu va fi sfârșitul lui. Ei mi-e proces cu coșmar, dar cu siguranță. Va fi până la 30 decembrie. Cam au avut experiența la mai mult fost de plene, deci, dar ei, tot timpul, îți va lucra în limită ca să forțezi să cheltui banii. Dacă facem, am fost discutat, facem acum, riscăm. Măsirea ca și nu este cu ghinion mai mare ca firma Phoenix, care a câștigat și stația acolo, a dat faimile. Și acum are ziua contractul, trebuie să fac expertiză la ceea ce lucrat. Nu mai expertiză durează, trebuie să vină expertul, cum e expertul, să vină șaferul, care este cel finanțator, trebuie să vină în multul nume și trebuie să fac o altă citație. Și dacă va avea ghinionul să aibă contestații, pierd un milion de euro, uite așa e făcut licitația în România, muncești, te ia dracu, alergi, trezi la Iași, în jurul 1000 de drum, dispare Iași, mă trebuie ca și Bacău. Ca să la urmă, în final, firma se încurci, fiindcă legislația este între oaie și fost făcută, firmele ar trebui bine ridicate, să-i vadă cine a dat afaceri, ce au, expuse în țară, expuse în țară, nu, ei tot ori au, am făcut este o mașină de un diabet. Înțelegi? Experiența similară, nu mă refeream la asta, să uite, să verifici la partea financiară, să vadă ce în casă le-a avut, și ce cheltuieli au, ce cumpleați, nu că am păsat de vreo de euro și a pleacă imediat cu ea în datorii de 5 milioane de euro. Și ce nu vorba să facă, ca un convite, știi? Ce le-ai făcut? Au făcut. Ei au făcut asfaltări și proape de cei că au făcut împreună cu generalul după aia, dar acum cu Viscreanu, Viscreanu care a fost vorbaliz, care este în Crăbiști, nu știți, cu Viscreanu. Fost vorbaliz la CFE Bacău. Au făcut, nu mai minte, dar uite că au făcut la Ancur, că au lucrări la Tuci, au lucrări la Focșani, au lucrări la Cluj, au lucrări la Rad, au timp. Și vorba lui Iafani, ea a făcut acolo, lucrează, face o porțiune cu ei, din colo, care arată ca să nu pierdă cu dracu. Și vorbe așa. Și că e vorba de primăria pe mașă? Nu. E vorba de să le priviți puțin și la asta. Nu știu ce nu poate. Care? Nu e vorba de proiectul ăsta, nu e vorba de alt proiect. În proiectul ăsta nu intră numai drumul la străie și drumul la drumul, dar și poate vrem de la biserică până la poliție, nu e numai așa. Acum, uite, când vă veni domnul Fădică, vă promit că primul drum care s-a pus cu arii în piața spartă, va fi el atunci la așa.
Când acum o trașă, ce-a putin? Nu de trașă, în pleașcă. În pleașcă? În pleașcă. Când acum o să mă trașă, în ce ne-a putin? Da. Cine vrea să mai ai cuvântul? În ceea ce privește hotărârea despre, despre ordinea de zi se încumpe de acolo, dar colectarea acelor deșeuri menajere, cât ar trebui să facă selectiv, știi toată lumea. Dar să se țină cont când vorbim despre el și la apă uzată sau cum s-o fi numit de aia, cu ce se spargă moșterile și o dă în uliță, și o trec cu picioarele pe acolo și cu cauciucurile la mașină și mă fac purtă tot de microbi către ale locuința mea. Bacterii. Și bacterii, vorba la bacterii, nu consilier, sunteți consilier, aveți un tip public. Dar vreau să am sprijinul și... Da, undeva să vedeți un tip public acum. Intrați autoritatea locală. Intrați autoritatea locală și alegătorii care vă alez. Dumneavoastră aveți puterea mână. Dacă vreți să spuneți un individul că vă aruncă nenea, de ce arunci? Dacă nu, o să anunț primăria și primarul prin aparatul specializației. Noi cunoaștem legea, știm ce ori de aplicăm, îi facem niște inițiale informații și până urmează, dacă nu se conformează, ca să nu îi aplicăm noi amendă, spune ura cu dumneavoastră, anunțăm DSP-ul. Pentru asta DSP-ul e măsut. Eu credeam că mulți colegi dintre noi, inclusiv dumneavoastră, ați întâlnit cazul tânăstea. S-a luat o măsură prea trebuia să vină urâtul ăsta de pleași ca să facă treaba. Asta e un caz singular. Nu e un caz singular, la mine, dacă veniți acolo, aproape din fiecare curte. Nu știu. Cine? Ei, din cauza practică. E practică. Da, e practică. Mai vreți cineva să-i ascund? Nu-i singular. Am tot dunat desele tot, că nu m-am acceptat cu niciun vecin, mai ales cu domnul Lau. A scos un stâlp, a rămas gaura aia în gard, așa, el a turnat beton înăuntru, acolo ține găinile, cu furtună, cu apă, spadă și tot, găinațul lui în poartă. Eu când vedeți că e drumul lui, poartă, drumul îngust, calcul roata și am zis, băi, omul, nu corect, eu calcul roata în bărigarul tău, tu spui, dar veni și în baza mine în curte. Te-ai spus? Du-te la primărie, dacă nu spun lui. Măi, frate, mă, eu așa avea alte cojocul tău, dar nu? Ești om, bătân, îți pretinzi că ai fost profesor. Umbră cu gașca aia lui de piețire acolo. Eu cum pot să devin cu panoarea aia de poate de acolo? Să-i fundați gaură. Ce să-i fundați? Să-i bag eu voi pe la găini. Dacă tot. Deci ce faceți? Ce am făcut și s-o plămă cu... Uite, mergem de ce nu uit în față? Tot băi gașul. Au găsit și altul la sara. Au dus iaba și au pus-o în poartă. A venit domnul vicii. A închis gaura aia pe unde a lucrat dreptul, a pus-o frumos acolo. Am pus-o în roabă și am dus-o și am pus-o în poartă. Sâmbătă, a un individ care e și colegul meu, a venit cu roaba și a trătit și el acolo. M-am dus și zic, bă, nu fără și mă. Adică eu cunoșteam, am dus-o și-o cu furca și am văzut. A zis că le pun camere de la vedere. Sunt situații conflictuale și n-ar trebui să se ajungă aici. Le pun camere de la vedere și îi fac cu vechi. Ce face? Adică, nu, da, noi putem, la nivel local, dar conform legii normelor sanitarii puse pe Ministerul Sănătății, să dăm o trebuie de consiliu local, prin care să facem regulamentar, de așa, da, cum legi v-am zis, sancțiunile să iau tot în legii, sau putem să aplie noi sancțiunile mai mari sau legi sunt în legii, trebuie să ai și cadrul legal. Orice hotărâre trebuie să aibă cadrul legal. Nu poți să dai hotărâre fără avea cadrul legal în spate o lege națională, poate? Și să o punem în aplicare. Nu... Se implică, mă. Se implică. Dar... Și mai pentru asta, și pentru deșeurile care se duc pe un... Da? A prins. Da, vreau să vă întreb ceva normal. De ce nu l-a spus la intrare de poliție? Chiar la drum aici. Nu, intrarea cu statul Curița, nu, atenție, statul Curița, începe statul Curița.
Deci, ce cimitirul la Marina Pinilor e cu satul Cașu. Deci, satul Bunița este despărțit de satul Cașu, nu vreau să... Da. Acum vreau să vă întreb altceva. Puneți un indicator de la care a făcut Scurița, Aș vedea și partea bună. Acum 5-6 ani de zile, a fost un indicator pus. Și l-au... L-au mătrășit. Pentru țeava aia pe ce a avut acolo, l-au furat. Ei, acum vom pune unul, dacă facem tot la fel cu satul Culița, Săgeacă, către, și să mătăm... Pe aceeași boară. Cu Truița. Mai e cu acea Truiță în Căpodă. Da. Da. Partea a fost acolo invizibil și pentru ăsta care este la acolo, Balaș. Și nu mai ia nimic. Da. Înainte a fost până în Balaș mătat, dacă țin minte. Da, și eu. Și chiar cu partea lui. Da, da, chiar cu partea până în Balaș. Acum să mătăm, da, ce nu e greu făcut ăsta. Da, și a fost spus de aici. Da, și a fost de aici. Da, și pe ce faci vrea să vă spun, domnul primar? Dar nu, e deteriorat. Facem unul la efect, făcut un material nou. Prins în beton, ție de data asta, ca să-mi poată să mă prins cu alții cu un beton. Vreau să vă spun, când s-au făcut contractele și a venit Rompresto la noi cu buloaiele, așa, se spunea că se aduc câte trei tomberane de gunoi. Unul verde, unul galben și unul albastru. Da. Care să selecteze pe, cum să spunem, selectiv. Așa, pe selectiv. Nu s-a mai adus. Și nu știu dacă în contract este prevăzut acest lucru. Pe urmă, numai puțin. Dacă este prevăzut, să nu am legătura cu întreprinderea societatea respectivă să le aducăm. Dacă nu este prevăzut, să vedem cum facem să le aducem, să nu cumpere primăria saci pe culori. Nu văd niciun efect la treaba asta, scuzați-mă. Cred că cel mai bun lucru este acest. Sunt persoane în Curița, rețineți, care nu au nici măcar din trastea care sunt aduse pe de unul la fiecare. Care nu au deloc. Haideți, vă dau răspunsul. N-au vrut și ei. Domnul Comar, până acum ne-a dat 800 bubele și trebuia să ne dea 1600. Deci nici bubelele care au avut în asta clasă cu bubele, care au reușit și să dea bubele, nu a dat numai toată lumea. Ar trebui 800. A făcut comandă 3 comenzi până acum. Nu le-a trimis. Înainte de alegerile europarlamentare, a trecut un camion la Mofres și a dus la Măsânea Cașu. Erau alegeri. Era cred că. La Cașu, da. Deci, nu cred că o să întâlnim pe apropiat, dar o să mai fac cu ea, ca să domnița aminte, adrese că ei. Așa că ori au 1600 de ani. Dar un Prestu este un operator care a câștigat o licitație prin acest serviciu. Proiectul de salubritate a fost făcut de Consiliul Județean Bacău. Cum care ai integrat. Prin care a adunat toate OAT-urile 90 sau de, așa, și a făcut un ghem, da? Ghemul ăla a aprobat fiecare în Consiliul Local la cele care de care regândea și tehnici primarii, niște letare. S-au aprobat. Acum, să spun sincer, un contract cu la delegare, s-ar putea să fie, dacă nu ați țineți minte, să-l citiți, s-ar putea să fie cu trei culori de astea. Poți să mă uit în el, că există, să vedem ce scrie acolo. Dar nu le-am primit și pe alea negri, doar. Așa, atenție, asta vă zic. În 1600 le-am primit 6-8 cărți. Deci pe alea negri le-am primit. Acum ei motivează, că ce mă motivează și ei? Motivează o plata. Și acum ea s-a adunat datorii la ei, nu știu de milioane de timp. Noi suntem cei care au fost vă mai spun corect. Un lucru ca să stăm niște și eu stau niște și dumneavoastră ați niște care ați aprobat în ultima dată de 60.000 la începutul care a acceptat ei, eu o să deschid proces în următoarea perioadă. Dacă vom câștiga instanță, vom câștiga, nu vom câștiga instanța hotărăște, instanța vă hotărâi, cât e bine pentru noi. Da. Eu pentru acoperirea noastră. Banilor, da. Da, pentru acoperirea noastră, consilierul care ați aprobat și a mea ca primar, ca să-i executare, eu m-am gândit,
de fi în proces, s-a vorbit cu avocatul, a venit, a fost cu domnul și pe grea tot documentația, de fie care a venit ei și să fie în proces. Dacă instanță vom câștiga, vom câștiga, dacă nu vom câștiga, cel puțin, noi... Păi da, da, e normal că nu trezim, suntem acasă și ne cheamă că avem bani dat. Domnul primar, terenul de la Troiță la podul Curitiba și până în băiatul care a făcut casa a cui este? E terenul acum. Nu e nimic. Nu e al lui Burg, nu? Nu. Și acolo nu se poate nivela cu buldo, excavator, să nu se mai arunce nimic acolo? Nu, am lăsat totul ăsta așa cum mai sunt, am zis să mă demulează din monosul ăla. Tot am zis tot timpul. Cădem ca să stabilizăm malul acolo. A văzut că înainte era oricum foarte mare, tot din când, tot deja am format chiar un platou. O platou ăla. Că da, asta este ideea. Da, sunt, nu. Sunt pe cei tău, suntem, că omul sunt pe da. Da, asta am zis, tot lăsăm acolo să pot. În primul rând, ieși ajută oamenii că au o să ducă, că dacă nu, aceste deșeuri trebuie să ridice chiar pe pământ, la casă de pământ, cu un preț. Dar un preț îl ridică contra costă. Și îl jumurește pe la dăbază, l-a făcut bătăie lutată, pe la urmat eu, cât bani i-am văzut. Așa că am găsit soluția acolo, o chestie ecologică, pământul e pământ. Și ne-a spus, băi, frate, nu fie resturi care nu fie biodegradabile, adică polistiren, plastic și așa mai departe. Și într-un fel, de asta, a zis, i-a ajutat cu oameni. Probabil aici la Bărman, au operat mai cursul, la Brescu. M-au sunat și ei, au venit la mine. Și atunci, pe domnule, la Brescu. Dar nu ne-a fain. Îl trimitez la mine pe la față. Nu, a dat un exemplu. Am 6 adică, ce faci? Păi și când mi-ai spus la multă și așa, e pe la un preț, mă zicea, un preț cu 30 de roane pentru... Mai dorește cineva să-i cuvânt? Doamna. Da, am să uitesc câteva vorbe. Sunt de acord cu aportarea sumei de bani a cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie. Sunt de acord cu modificarea inventarului domeniului public și privat. De asemenea, cu aprobarea concesionării prin negocierea celor două cabinete sau câte sunt. Da. Unul este interne și generic și unul este stomatologie, nu? Da, da. Ok. Sunt de acord cu proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării de teren 10 metri pătrați din domeniul public al comunei Cașe. Dar nu sunt de acord și vă rog să specificați în procesul verbal cu cei 30.000 pentru salubrizare. Și mă și exemplific de ce nu sunt de acord. Una, pentru că nu e legal să subvenționăm gunoiul la nesfârșit din următoarele puncte de vedere. Sau vă propun dumneavoastră, domnule primar, și am mai deschis acest subiect și în ședințele anterioare, în alte ședințe. Containerele alea de reciclabile sunt foarte rare. 1. 2. Mașina nu este însoțită de nimeni până la stația de transfer. Nu știu dacă aveți întrebări, aveți o evidență acum clară a tuturor persoanelor care produc deșeu? Când am plecat eu nu era o evidență clară. Eram în 2772, dar au mai venit, au mai plecat, s-au mai născut. Nu s-a discutat și n-am văzut, nu știu, poate că mai puțin timp în comună, n-am auzit să se fi discutat cu cetățenii cu privire la colectarea selectivă. Că dacă le luăm saci și să le explicăm, deja am făcut investiția. Da, este o zi pe săptămână sâmbătă și vă spun că după ora 3 la Ecosul nu mai vine nicio mașină după Cașin și Mecașin. Și cred că lejer 8 ore, adică de la 8 dimineața când vin mașinile cu noi în Cașin până la orele 15, viceprimarul care e în mediu sau altcineva din primărie prin delegație din partea dumneavoastră să însoțească mașina. Nu să fie agresiv sau să fie autoritar cu cetățenii, că sunt cu cetățenii noștri și suntem ca frați. Da, bănuiesc că ar fi de bun augur o discuție cu cetățeanul și o educare în sensul că, domnule,
ca să nu plătim foarte mult mărime. Degeaba discutăm aici în Consiliul Local și degeaba mărim taxa, până nu discutăm cu cetățeanul și nu îl sensibilizăm, el nu va înțelege. Și așa nu sunt care nu îl înțelege. Dom'le, nu mai puneți în cuvelă ale. Sau, un alt aspect, să vină mașina într-o altă zi când să adune reciclabile. Direct, eu doar o propunere. Nu, vă răspund. Din poarta fiecăruia. Bine, sâmbăta, dau un exemplu pentru menajer și o dată pe lună sau o dată la două săptămâni. Deci, din acest punct de vedere, eu nu sunt de acord cu plata 30.000 a serviciilor de sanitizare. O să vă dau răspuns. Indiferent ce răspuns sunt dat, eu nu sunt de acord. Și problema dumneavoastră. Exact, da. E așa. Răspunsul care e ilegal. Da. Vreau să vă mai întreb. A întrebat domnul Vrânceanu de asfaltare. Ce ne mai spuneți de restul investițiilor pe lista de investiții? Ce s-a mai întreprins? La biserică, la Turița, dacă ați mai făcut ceva. La alimentarea cu apă din drumul Vilă, dacă s-a mai făcut ceva cu studiul de fezabilitate, am văzut că ați răspuns și domnului Răceanu. Dacă ați reușit să scoateți autorizația de securitate la incendii la școala de la Turița sau ați... Da? Așa. Și ce ne mai spuneți de primirea trotuarului din Caș? Și asta. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și dumneavoastră. Având în vedere cu edificarea 30.000, de anul acesta, la începutul anului, taxa de salubritate este sporicat și se producea în urmă. Numit taxa de salubritate. Acum nu mai este, la fel ca ai mutat teritoriul de trei județul, taxa de salubritate se plătește la fondul, la capitolul mediu. Noi, având în vedere la începutul anului am făcut un buget, am prins 200.000. Având în vedere că cei 200.000 s-au cheltuit până acum, dar calculabil taxe de salubritate la persoanele fizice și persoanele juridice după reaza comunicației, nu e numai 200.000. Da? Deci am făcut și am modificat cu cei de la Senat și au fost de acord. Adică taxa se colectează mai greu. Tu ai de colectat la nivelul comunitar, și dau un exemplu acum, cu mința să fie bine, dau o să întreb, deci în 280.000 bani, da? Dar tu n-ai colectat decât 200.000. Tu când îți produce bugetul de rectificare cu 30.000 cu 80.000, nu ești în afara legii, fiindcă banii aia, tu când îi colectezi, îi duci înapoi, acolo unii sau și apreșa. Adică luai de acolo? Da? Exact. Dar nu, cei 30.000, de-aia am luat de jos în sus, nu sunt subvenții. Sunt bani care se vezi colectați. La articolul bugetar, de la care a fost... Da, trebuie ca... Am înțeles. Nu, că dacă era vorba de subvenții, nu pui o baie în cap, ar vrea să zic, băi, subvenții, bă, ce frate, vreți să... Da, nu vezi că nu-s nebun eu, că nu răspund eu de... Că dacă a fost funcționarul ăsta și bunul ăsta și după aia acum mai ceva numai, da? Vis-a-vis cu informații, să știți că prietenii la care le-am pus când a ridicat individul așa, am pus și alții a avut formă, le-am dat o poartă în poartă asta care nu. Și s-a stat de vorbă bună? S-a nu i-a stat acasă. Unii nu s-a putut stat de vorbă. Poți să stai 1000 de ani de vorbă. Singura soluție care a venit și cu ați primar, așa au făcut da și ei. Cu saci, ai dat cu saci și cu sac scris. Cu markerul, la foarte numele, mânicuță sau sau cu sac, ca să vadă când îl ridică ăla la... Ce-a pus în sac. Ce-a pus în sac. Să spun, domnule, ăla a prezentat sau a respectat. Că dacă nu facem până la toate biroanele, care spunea domnul Grânceanu, ieșim de pe cent taxa. Atunci vă spun, la un moment dat, stop, eu zic stop. Cum? Da. Stop frână, nu mai avem o să plătim, că o să ne impute cineva banii cum va veni în control. Asta ar fi, că zic că varianta asta cu sacii, am mai făcut și alții, mie ești, nu? Nu cred că poți să... Dar care sperașteza mea au comisie la părăți și se duc, însoțește mașa de vorbim cu altă în poartă. Doamna... 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 Fac altceva. Și acum fac ce fac sau eu. Fac altceva. Și ce fac eu nu numai să fac. Deci, fac altceva. Exact ce este punctul,
fac așa, cum mă rog. Păi, regredeți că nu m-aș riscat să facă tot, dacă credeați în Dumnezeu. Dar dacă nu s-a ridicat decât pomperul ăla, că îmi văd și eu pe la mine, pe la vecini, cu saș pe lângă. Sau nu, un sac și un pomperul ăla. Vreau un saș pe lângă. Profesor, nu e problema asta, de exemplu, nici eu nu am. Sunt saci, lângă pomperoare, în vieții după numărul 3, sunt și saci la alții care nu au pomperoare. Că și eu pun saci de aminajer de... Nici eu nu am luat. Adică vreau să iei, altul, iei altul, nu... Mai înțeles, nu e. E ședent, da. Asta ar fi răspunsul la prima întrebare. La a doua întrebare a fost cu biserică. Cu biserică. La biserică, ieri a fost ultima zi de depunere de oferte. Avem doi ofertanți. Nu pot să public, domnului. Doi ofertanți care sunt Orești. Am două firme din municipiul Orești. Una a ofertat, dar ce mi-a spus mie pe sultanul în campul ăsta, nici garanții n-a fost posibil să fie descalificat. Dacă rămâne celălalt și ok, până în septembrie, cred că vom avea și potrea de încheiat. Banii buget avem 250 de mii, da? Vom începe, dacă dă Dumnezeu și mai ca Domnului, și nu avem alte piedici, că până în noiembrie va fi biserica ridicată la centru. Acum mai timp. E partea ieftină, abortare și mai departe. Pentru unii ne bucurăm, alții ne scoate. Dar eu mă bucur că se face. Cred că oamenii care sunt gospodari, suntem noi aici, oamenii, dar să bucurăm să facem noi. Așa. La trotuare a câștigat licitația, că a scos, nu a găsit o firmă, a făcut licitația de regulă, a găsit o firmă. Și a scos doamna Curea cu ea, mai știa. A stat acolo regizirii, până la 29 zi am avut un ofertant. Este un vorba de o firmă care a lucrat pe aici, cu Vico, ceva de genul aia care a lucrat. Ei au câștigat, au chiar contractul și pot începe de 15 septembrie. L-am înțeles că are lucrări de suprafață, care e necesită timpul. Și cu 15 septembrie am început lucrarea, fiindcă trotuarele, dacă pune bordurile, îi pot putezi și cu temperaturi joase. Zero, nu necesită, adică temperaturile înalte. Asta e trotuare. Ce mai e? Ați mai întrebat cu apa. Apa la Purița? Apa, nu, apa la automobilor. Apa la automobilor. Da, apa la automobilor. Avem contractat firma. Așteptăm să dăm una autorizație, fiindcă a trebuit de dosar la ISC și ne-a dat ISC-ul graficul de urmări și control. Când după ce îi dă graficul de urmări și control ISC-ul, de fapt, multă documentație la vorbire de țară acolo, sunt foarte rapid de aceea ce îi dă avizul, avizul lor, ca să poți să dăm una autorizație, când dăm una autorizație, firma și-a cumpărat și materiale, el și-a cumpărat conducta, cred că în 50 de acolo, pe săptămână, execuția va fi realizată. Ca titlul informației despre canalizare, apă... Au fost de la școală, care sunt modificări, poate care au făcut ei atunci până la urmă spre Iub, ce nu ai zis, a fost de până la urmă și de până documentația, nu i-a convenit, nu știți cum fac ei. Am vorbit iar cu celulare cu Suceava care a făcut o documentație cu un volei, au dat-o și trebuie să ne ia autorizația la școală. Aștept și o autorizație ca să putem da domnul la centinire. Am făcut aia, da, dă să zic. Am cumpărat tot aparatul, la centrul tinere, la care se numește, am cumpărat tot aparatul, și medie, și muzical, și la taulante, și medie, tot ce trebuie, ca să amenajez proastă în gaură, am să dăm drumul la, să vedem cu cine mergem. În curs ar fi multe de pictură, din pauză de scoare, școala la arte, facultate de arte. N-am scutat până acum, mai mult la ministrul, o să începem. Vom vedea procedura. Care se ocupe și să tăie și toate... Da, vom vedea. Acum, știți, se întâmplă, trebuie să găsim și oameni. Deci, faptul uman plătesc foarte mult, adică să vină profesor de muzică și cu muzică. La pictură ar fi Paul Dănescu, el așa putea fi de arte. Paul. Ar fi și când i-am zis, la altă, fie și domnul Cursă de acolo, aproape de ei. La altă, să vedem cine găsă la structură, aici ar fi greu, la structură și la urată o lată, adică urată de varea ca și în... Mai avea și de profesor de muzică, profesor ăla, ca și care e foarte talentat și... Știu! Păi, am putea să... Dacă voi ieșiți doamna, mai este care tipul, tot timpul la dispoziție, liber, eu n-am nimic posibil. Deci, oricine e mine, nu am afinități, sunt ci... și liber. Am de idee. Da, mă gândesc, da. Cam asta vă spune, nu? Cam mai spune. Ziceți cu canalizare, cu apă, ce cu canalizare, am fost la ședință... Aici e vorba de județ, nu deci, da, am fost la ultima ședință. Dă fericire, dar am jucat cu pișiotare, am jucat o carte. Am rămas cu aceleași kilometri de rețea de canalizare și extind de apă. Alte localități au fost tăiate, nu știu dacă formulează, au fost tăiate, dar nu definitiv. Îi s-a din ce aveau de dat. Eu am jucat cum mai scurt, de cauză că
sunt legat timpul cu mâna ca și sunt umbilical în acest proiect, două localități în piața așa, și se face mai. În acest copac. Și ieșirea noastră din jocul ăsta pică toată valea. Și atunci la Cașin nu s-a tăiat niciun metru, nici de echidafă, nici de canalizare. Plus că noi am cumpărat și terenul, de stații de burare. Și partenerii noștri în sus n-au dat niciun bani. Dar probabil că primarul Octar Vianin, domnul primar, pe aici contate și dumneavoastră că stații de burare va zice și năsărea Cașin. Mi pare normal, achiziția terenului să participa și voi. Dar e bana, siguranță, că ai proiectul Cașin. Va trebui să fie examen de acolo. Trebuie să dăm voi, dar e vorba de... Nu, dar zic că, bă, da, și el ne-a dat un miliard și ceva cu tine. Dar pe nimeni și nu, 50.000 cu cent, nu? Adică sunt... Dar ca dată este foarte bine, am un ce an, cum am plinit? 2021, vor începe, ei trag tare, acum din ASF-ul, creează citația de PTA și de ATC, astea sunt niște lecuitive. Și ce mi-au ce-a zis cei la București, care fac o situația și proiectarea, în 2021 sunt cea pe execuție. Deci o să începe execuția în 2021, să nu pierd bani. Nu pierd mă lui. Dar vă spun sincer, va fi o bucurie, va fi o bucurie când începe canalizarea, dar va fi un dezastru. Va fi un cel mai tristețe, dar ce pot. Că se pasă până la 4-5 metri pământ, cu un unul de lucru. Care parte? Auziți? Și așa. Scandalul... Când face proiectul, să ne spuneți... Cine primar, îți primești fizidere, zici, de un tip, ca să nu mergem comună și are un studiu ce puțin continuu, este în teren, pentru că sunt probleme... Scandalul mai este, scandalul mai. Deci este scandal foarte mult. Nu, oamenii vor ușa, vă spun că... Eu mi-am zis când am băgat gazul în cașă. A fost un circ oribil, s-a spus la 90 de centimetri, nu la 5 metri pământ. A fost un circ oribil, că firma care a săpat... A spart un nou euri, a venit toată, a avut iarna, dar mai a avut timp nici asta. Eu mașina mea a făcut un stradă tot iarna, că nu putem cumpăi cu lui. Și, bineînțeles, că tot la adresa primarului, tot se pară în capul lui. Da. Fiindcă a fost cazul și să bătăi cu constructorii, că avem un bani de cașă care lucrează la o firmă care e coantă. La undeva Buși, la o canalizare într-un cartier de un Buși și, bineînțeles, ăla a fost acolo cu fiul, că i-a căzut portușa. Avea puteți lungă gard, deci din 1904 se ducea de două poști, era propușat. A venit un pompier, nu m-a dat să scopă poate, dar aia când a zis, o mare tot acolo, ăsta era cu excavatorul, Titiu, poate. Ei n-a fost treabă cu colo, s-o mare cu ăla, știi? Se interesa să poată colo. Deci acum și-a dat odată. Asta e proiectul, deci se face... O ultimă chestie, dacă cu tractorul care l-am cumpărat, știți când era consilier Porumbora din Curița, mă îl chemă, Petrișor, a ridicat o problemă referitor la perioada de iarnă când se aruncă nisip cu piatră pe tot nisipul așa, sunt cea la margine. Dar cu acest care l-am cumpărat cu lama aia sau cauciuc ce are, se poate îndepărta după asfalt și cu stânga și cu dreapta. Nu e măturat, că e făcut deja, e presat, se ocupă cam 30 de centimetri, mai spun pe o parte, 30 pe o parte. O să vorbesc cu Nei, o să vă duc, dar cum ar putea să nu zgârie sau? Să nu zgârie, da. Și să știți de ce? Vine iarna. Vine iarna. Și se aruncă alții și tot așa. Nu se aruncă niciodată. Am îmbolțit iarbă, dacă greșesc, să mi se spună. Mai greșesc cum ați reacționat la acel propunem, doamnă. Punctele de pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? Punctul 2. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care a aniversat de 50 de ani de căsătorie în anul 2019. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor domeniului privat al Comunei Cașin. Cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului ce reprezintă cabinet stomatologic. Cine este pentru? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului ce reprezintă cabinet intern. Cine este pentru? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei suprafețe de teren. Domeniul public al Comunei Cașin. Este și ultimul proiect cu Comunei Cașin. Ultimul proiect cu Comunei Cașin.
Mulțumesc frumos! Vă doresc să vă spun